Luni 15 iunie a avut loc în organizarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Unirea etapa județeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare pentru situații de urgență. La competiție au participat 9 echipaje din Abrud, Teiuș, Cugir, Stremț, Buciumi, Câmpeni, Șprin, Ciugut și Sebeș, precum și un echipaj al serviciului privat pentru situații de urgență Cronoșpan, Sebeș. În final, pe podium au urcat următoarele echipaje: locul 1, serviciul voluntar pentru situații de urgență Buciumi; locul 2, serviciul voluntar pentru situații de urgență Stremț; locul 3, serviciul voluntar pentru situații de urgență Teiuș. Diploma pentru Fair Play a fost obținută de serviciul voluntar pentru situații de urgență Sebeș. La etapa interjudețeană a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, județul Alba va fi reprezentat de echipajele Buciumi și Cronoșpan Sebeș.